Imaginează-ți că ești soldat american și ești trimis la o bază navală secretă. Patrulezi pe docuri când dintr-o dată vezi ceva mare sărind din apă. Nu reușești să-ți dai seama ce a fost, dar părea un pește foarte mare. Încerci să te uiți mai bine printre razele soarelui care se reflectă din apă când dintr-o dată un scafandru inamic este aruncat din apă pe docul din fața ta. Ești confuz și privești dinamicul care ți-a aterizat la picioare întrebându-te cum a ajuns acolo. Apoi te uiți peste marginea docului și vezi un delfin care iese la suprafață. Comandantul tău iese din bază, vine lângă tine zâmbind și îți spune că delfinul este noul tău partener rămâi surprins la auzul vești în timp ce comandantul îți spune că noua ta misiune este să protejezi baza cu orice preț și că singurul mod de a o face este lucrând cu noul tău partener, delfinul. Delfinul face câteva acrobații după care dispare din nou în apă. Comandantul îți spune că probabil delfinul te place, iar tu îți spui în gând că aceasta va fi o experiență interesantă. Întrebi care este numele delfinului și comandantul îți răspunde Big Tuna. Urmează să te antrenezi împreună cu delfinul, iar acesta va primi mese care constau în macrou și herring proaspăt în fiecare zi. Tu primești doar rațiile standard și te gândești că delfinul mănâncă mai bine decât tine. Dar dacă încerci să-i fur pești, acesta te va stropi cu apă. Este un animal foarte deștept de care reușești să te apropii. Îl înveți să execute diverse comenzi folosind un fluier și anumite gesturi. Urechile lui sunt făcute pentru a detecta și localiza sunete sub apă. Deci, comunicarea este posibilă indiferent de adâncimea la care se află. În scurt timp, delfinul învață destule comenzi încât pare că aveți o conversație atunci când interacționați. Știe mereu ce să facă în timpul unei misiuni, deci tu și Big Tuna deveniți de nedespărțit. Sunteți cei mai valoroși pentru baza militară secretă. V-ați antrenat din greu și abia așteptați prima voastră misiune în afara bazei. Delfinul a fost antrenat bine și ecoul pe care îl folosește în orientare îl face de neprețuit pentru echipă. Tuna poate localiza și identifica cu ușurință tot felul de obiecte sub apă poate chiar să facă diferența între diferite tipuri de metale. În sfârșit, tu și delfinul primiți prima voastră misiune. Marina suspectează că există mine subacvatice în apropierea bazei navale, iar tu trebuie să-l ajuți pe Big Tuna să le localizeze și să le dezactiveze. Biologii marini care lucrează cu Marina Americană au raportat că delfinii sunt mai eficienți în localizarea minelor marine decât orice mașinărie pot să folosească ecoul pentru a localiza și identifica minele fără să intre în contact cu ele. Echipa ta merge la locația unde se suspectează că există minele, iar delfinul înnoată alături de barcă până când ajungeți în zona respectivă. Îi transmiți delfinului semnalul prin care știe că trebuie să detecteze obiecte metalice sferice, iar acesta dispare în apă, folosindu-și ecoul pentru a-și găsi ținta. După câteva minute, partenerul tău iese din nou la suprafață, făcând niște zgomote prin care semnalează faptul că a descoperit o mină tu îi dai un explozibil mic pe care trebuie să-l atașeze minei, iar acesta înnoată către țintă cu dispozitivul exploziv în gură și cu grijă atașează acest dispozitiv minei. Big Tuna se întoarce și tu îi faci semn să sară în barcă. După ce delfinul este în siguranță pe barcă, vă îndepărtați de locul respectiv. Odată ajungi la o distanță sigură, detonezi dispozitivul explozibil, dezactivând astfel mina te bucuri de câteva zile de relaxare cu Big Tuna, dar primești noi ordine de la comandament. Următoarea ta misiune este să găsești și să recuperezi un submarin experimental care a fost pierdut. Marina a pierdut contactul cu prototipul la o distanță de aproximativ 25 de kilometri de bază. Nu este la o distanță foarte mare, dar este destul de departe încât să iei delfinul cu tine în barcă până la destinația unde submarinul a dispărut. Îl urci pe delfin în rezervorul special umplut cu apă sărată și îl legi astfel încât să nu se lovească de margini în cazul în care barca îl va zdruncina. Ajungi la zona țintă și eliberezi delfinul în apele oceanului. Tuna se uită la tine și așteaptă comenzi, iar tu îi faci semnale prin care să înțeleagă că urmează o misiune de căutare și salvare. Delfinul dă din cap pentru a semnala că a înțeles, după care dispare în adâncuri. După 8 minute încep să-ți faci griji pentru că delfinul nu s-a întors. Delfinii își pot ține respirația în medie cam 10 minute. Dintr-o dată, delfinul iese din apă făcând zgomote și gesturi care arată că a găsit submarinul și că vrea să fie urmat. Pornești în direcția în care se îndreaptă delfinul, iar când ajunge acolo îi atașezi o cameră video partenerului tău. Big Tuna dispare din nou în adâncuri în timp ce tu privești imaginile pe care le transmite către monitoarele din barcă. După ce imaginea se stabilizează, poți vedea submarinul pierdut. Big Tuna a finalizat încă o misiune. Submarinul este recuperat și vă întoarceți la bază pentru a sărbători cu bere și pește proaspăt. Misiunile voastre au avut un foarte mare succes și sunteți amândoi promovați. Conduci acum echipa responsabilă cu patrularea și apărarea împotriva spionilor și sabotorilor. Știai că misiunile tale au mers bine, dar nu te așteptai la această promovare. și de echipe de delfin de elită care păzesc baze navale de pe coasta Californiei, dar aceia sunt cei mai buni dintre cei mai buni. Îți vine greu să crezi că tu și Big Tuna ați reușit să faceți atât de multe în atât de puțin timp. Îți amintești de o poveste pe care ai auzit-o despre un exercițiu în care un soldat al Marinei Americane trebuia să se infiltreze într-un port cu un dispozitiv exploziv fals fără a fi detectat de către un delfin. Soldatul era unul dintre cei mai buni din Marina Americană și toată lumea era sigură că acesta va păcăli delfinul, dar în toate cele cinci încercări de a se infiltra în port pentru a pune explozibilul fals acolo, soldatul a fost oprit de către delfin. Se pare că soldații nu se pot pune cu delfinii baza pe care o protejezi este foarte importantă și si este o chestiune de siguranță națională să oprești eventualii inamici să obțină acces la secretele de acolo. Tu și si Big Tuna sunteți foarte vigilenți, dar știți că o tentativă de infiltrare în in bază este iminentă. Prima dată când prins pe cineva care vrea să pătrundă în baza militară, te ocupi cu discreție de problemă. Delfinul a localizat ținta, dar nu a atacat-o, păstrând distanța și urmărind din amicul. Scafandrul se apropie de bază și atunci delfinul îți dă semnalul că este timpul să acționezi. Se apropie de barca în care aștepți și prin zgomote specifice și mișcări te informează că este timpul să atacați. Big Tuna conduce barca spre locația unde se află inamicul și după ce îi se dă un semnal, delfinul părăsește zona. Soldații aruncă în apă explozibili și grenade în zona unde se află spionul. Se aud explozii și coloane de apă sunt aruncate în aer. După ce apele se liniștesc, Big Tuna este trimis din nou în recunoaștere, iar după puțin timp iese din nou la suprafață și îți dă semnalul că ținta a fost distrusă. La scurt timp, inamicul încearcă din nou să se infiltreze în apele bazei militare secrete. De data aceasta, tu și partenerul tău vreți să trimiteți un mesaj clar. Nimeni nu se apropie de baza voastră. Inamicul a trimis un grup de trei scafandri foarte bine pregătiți care să pătrundă în baza ta. Big Tuna îi identifică rapid pe toți trei folosind de coul. Sunetele emise de delfin călătoresc prin apă cu viteza sunetului și când întâlnesc scafandrii, ricoșează întorcându-se la delfin. Prin această metodă, Big Tuna își dă seama exact de mărimea, forma și distanța până la scafandrii inamici. Big Tuna îți dă da apoi un semnal prin care te avertizează că sunt inamici în in zonă. Te pregătești de atac, dar Big Tuna îți dă da semnal că se va ocupa el de inamici. La început ziți, dar ai încredere în in partenerul tău. Ai auzit povești despre delfin care imobilizează scafandrii în misiuni de antrenament folosindu-și -si nasul. Big Tuna se scufundă și si înnoată către țintele lui care sunt luate prin surprindere. Delfinul lovește cu nasul în abdomen primul scafandru care iese la suprafață, nemai putând să respire. Interceptezi inamicul cu barca și îl capturezi. Big Tuna se întoarce și atacă al doilea scafandru, smulgându-i tubul prin care acesta respiră. Al doilea scafandru nuată disperat către suprafață, în timp ce tu îl aștepți. După ce ia câteva gurde de aer, îl capturezi și îl închizi împreună cu camaradul lui. Big Tuna se întoarce pentru a se ocupa și de ultimul scafandru. Îl apucă pe acesta de picior și îl trage către suprafața apei chiar în fața bărci în care aștepți. Îi faci semn delfinului să se elibereze inamicul și îl închizi și pe ultimul scafandru împreună cu ceilalți, după care îi duci la bază pentru a fi interogați. Echipa ta a avut un succes atât de mare încât primește o misiune specială, să escortați o misiune diplomatică. O mulțime de inamici vor ca această misiune să eșueze, deci este foarte important ca barca ta să fie protejată. Big Tuna înnoată în apropierea bărcii pentru a se asigura că nu există inamici în apă și camera atașată a acestuia trimite imagini către centrul de comandă. În același timp, comandantul tău te informează că nu este pentru prima dată când delfinii escortează bărci în ape periculoase. Delfinii au fost folosiți și în războiul dintre Irak și Iran atunci când navele petroliere erau vânate de către inamici. Delfinii au fost folosiți în război pentru a proteja navele din porturi și pe cele care mergeau pe rute considerate periculoase. Delfinii au călătorit în jurul lumii pentru a asigura siguranța bunurilor armatei. Ei au ajutat la păstrarea siguranței chiar și la Convenția Republicană Națională din 1996, care a avut loc în centrul de convenție San Diego, chiar pe malul Oceanului Pacific. Aceste precauții au fost necesare ca urmare a atacului cu bombă din Atlanta de la Jocurile Olimpice de vară din același an armata americană nu voia să-și asume niciun risc, iar delfinii erau cele mai bune gărzi de corp posibile. Ai auzit zvonuri cum că delfinii ar fi periculoși pentru că omoară orice scafandru care se apropie de bazele pe care le păzesc, dar știi foarte bine că asta nu este adevărat. Unii spun că există delfini care au lasere atașate de corp, dar știi bine că și acesta este doar un mit și că asta nu s-a întâmplat niciodată cât despre delfinii de care sunt atașate dispozitive nucleare care mai apoi sunt detonate atunci când delfinii își ating ținta, nici despre așa ceva nu s-a descoperit vreo dovadă. Alții spun că delfinii au atașate acer cu aer comprimat pe care le înfig în corpurile inamicilor, ceea ce ar face ca bule de aer să ajungă în venele sau arterele lor și mai apoi la inima acestora provocându-le moartea. Din nou, acestea sunt doar zvonuri și nu există vreo dovadă că delfinilor li s-au atașat vreodată astfel de dispozitive. Nici nu ar fi nevoie în condițiile în care delfinii pot aduce un scafandru inamic la suprafață unde acesta ar fi capturat imediat. Tu și Big Tuna ați participat la multe misiuni împreună. Ați dezarmat mine marine, ați localizat și recuperat echipamente pierdute, ați protejat baza de inamici și ați escortat nave în ape periculoase. Ați avut împreună o carieră de succes. Nu e de mirare că de când Marina Americană a început să folosească delfinii în anii 60, nu s-a gândit să renunțe la ei nici măcar pentru un moment. Delfinii sunt inteligenți, extrem de rapizi și pot folosi ecoul pentru a localiza cu precizie obiecte aflate la distanțe foarte mari. De asemenea, se creează și legături puternice între delfini și cei care îi antrenează. De aceea, și tu ai cumpărat o casă în Florida pentru ca tu și Big Duna să vă puteți relaxa atunci când vă veți retrage din marină. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!